Bună seara! Felicitări, avem rezultatele. V-am văzut puțin rezervată la primele declarații. Mai așteptați? Se mai fac calcule de ultimă oră? Nu, eu cred în intrarea în turul 2, dar bineînțeles aștept toate procesele verbale, aștept numărătoarea paralelă pentru a vedea rezultatul final. Doamna Dăncilă, e un scor, e clar, o diferență foarte mare între dumneavoastră și primul clasat, domnul Iohannis. Cum vă gândiți să recuperați cele peste 20% în turul al doilea? Și să captați, evident, celelalte milioane de voturi, astfel încât să vă permită o victorie? Domnul președinte Iohannis, candidatul Iohannis, se adresează doar Partidului Național Liberal, doar celor care au galben în inimă, să spun așa. E, pentru mine este important să nu duc această luptă împotriva unui partid, așa cum face candidatul Iohannis. Pentru mine este important ca să duc această luptă în numele românilor, în numele tuturor celor care cred că trebuie să înlocuim dezbinarea cu unitatea, trebuie să nu mai avem o societate dezbinată, trebuie să nu mai vorbim de guvernul meu, parlamentul meu, comisarul meu și trebuie ca președintele să se adreseze tuturor românilor, iar în deciziile președintelui să se regăsească fiecare român. Și ce anume concret veți vedea o altă desfășurare a campaniei electorale în turul 2? Pentru că în primul tur au lipsit dezbaterile, au lipsit proiectele concrete. Veniți cu ceva anume în turul 2? Veniți cu o provocare anume pentru Klaus Iohannis? Sigur, în turul 2 sper ca candidatul Klaus Iohannis să accepte confruntarea 1-1. Și în această confruntare, pentru că și eu și Klaus Iohannis eu am deținut o funcție înaltă în statul român, trebuie să spunem ce am făcut, Klaus Iohannis să spună ce a făcut în cei 5 ani de mandat, eu să spun ce am făcut în cei 1 an și 9 luni de mandat și ceea ce vrem să facem pentru români. Pentru că eu cred că această dezbatere este necesară și sper ca domnul Iohannis să accepte această dezbatere. Ultima dezbatere ați avut-o aici înaintea scrutinului de azi cu Victor Ciutacu, ați fost față în față cu el. Victor, iată, o avem pe doamna Dăncilă. Întrebarea mea este extrem de abruptă. În contextul în care domnul Traian Băsescu, aflat aici lângă mine, și-a anunțat deja sprijinul pentru Klaus Iohannis în turul 2, pe motive de afiliere de dreapta și de același grup politic european, în contextul în care partidul domnului Ponta evident că nu vă va susține și în contextul în care USR-ul este clar anti-dumneavoastră, ca să zic așa, că nu degeaba au stat în piață 3 ani de zile, care sunt toți România de la care sperați să luați voturile necesare victoriei în turul 2 de scrutin? Este greu pentru un lider politic să spună că tot electoratul nu va susține decât o anumită persoană. Oamenii privesc, oamenii pot să schimbe opțiunea și eu cred că sunt destui oameni care își vor schimba opțiunea și nu vor ține cont de ceea ce spune Victor Ponta, mai ales că este un partid de stânga și va merge spre stânga. Să nu vă mai lăsați păcălită, fiți un pic inteligentă, că nu strică. Domnul Ciutacu v-a întins o capcană, tocmai spusese mai departe. Eu știu că dumneavoastră nu știți să vorbiți cu o femeie, dar ați putea să nu mai jigniți. Ați trădat partidul acesta și nu vă dă dreptul nimeni să-i jigniți liderul. Domnul Ponta, Vă rugăm, nu sunt atât de deșteaptă ca dumneavoastră să-mi trădesc partidul. Nu puteți să fiți mai deșteaptă decât portarul de la intrare. De ce? Mulțumesc pentru jignire, domnul Ponta. Acest lucru nu vă onorează. Domnul Ciutacu, vă rog, dacă vreți să avem un dialog, să avem un om decent. Pentru asta trebuie să ascultați și să gândiți. Ascultați-mă un pic și să vedeți ce bine o să vă prezint.
prindă. Domnul Ciutacu va păcăli. Dumneavoastră. Tot ce a spus dumneavoastră până acum, domnule Ponta, au fost numai jigniri, numai lucruri urâte și trădări. De la dumneavoastră, nici măcar copiii nu trebuie să aleți, că nu sunteți un model. Cei care au votat Mircea Diaconu, puteți avea un pic de decență să ascultați când vorbește o femeie. Totuși, un pic de respect dacă aveți cei 7 ani de acasă. La întrebări de capcană. Încercam să vă explic că domnul Ciutacu... Domnul Ponta, nu vă faceți Dar nu mi-am bătut joc de biata femeie. I-am pus o întrebare. Tu ai niște resentimente la nivel personal și politic cu doamna Dăncilă și vrei să o rezolvi aici. Eu încercam să spun că ai păcălit-o. Domnul Ponta, calmați-vă, vă rog eu, calmați-vă. Am spus eu vreodată că nu vreau să vă am pe conștiință să faceți o criză de nervi. Fiți calmi. Calmați-vă. Fiți calmi, că la oameni nu le plac oamenii isterici. Mulțumim. Vreau să rog pe domnul Ciutacu să explice. Vă rog frumos să-l calmați pe domnul. Calmați-vă și dumneavoastră să vă explice Ciutacu ca să depășim acest moment. Și vă distrați că v-ați... Să depășim acest moment. Doamna Dăncilă, domnul Ponta e răutățios și vrea să o rezolve pe mine cu dumneavoastră în seara asta. Nu o să se poată. Dacă ați găsit-o să o păcăliți, de ce o păcăliți? Bun, întrebarea este, în contextul în care fac eu precizarea, Victor Ponta... Stați liniștit că nu ne-ați păcălit, nu m-ați păcălit dumneavoastră, nu mă poate păcăli nimeni. Domnul Ponta nu a spus că își va îndemna electoratul să nu vă voteze, a spus consideră lupta încheiată și că consideră că PSD-ul trebuie reformat la vârf fără dumneavoastră, ceea ce în mintea mea puțin tică echivalat cu faptul că nu vă votează. Domnul Ponta nu poate vorbi de Partidul Social Democrat. Pentru noi este un trădător și e persoană non grata. Niciodată domnul Ponta nu va avea loc alături pe noi, pentru că nu ne dorim astfel de oameni. Da. Da, la 40 la 18 aveți o realizare extraordinară. V-ați bătut joc împreună cu Dragnea de PSD și vreți să-l îngropați de tot. Iar eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta și nu o să-l las și-l dezgropați dumneavoastră. Plângeți-vă în succesul în seara asta și lăsați-ne pe noi să ne vedem de treabă mai departe. Sunteți în vrânt, domnul Ponta. 18%? Asta e problema, că mulțumesc în loc mult să vă Victor a luat-o, a prins-o nepregătită și a zis, fii atent, că nu...